În prezent, autoritățile moldovene elaborează o strategie de reintegrare teritorială a Republicii Moldova, care urmează să fie făcută publică treptat, când vor putea începe negocierile într-un format ce va permite discuțiile privind statutul politic al regiunii. Despre aceasta a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Totodată, oficialul consideră imposibil în acest moment reluarea formatului de negocieri 5+2 în procesul de reglementare transnistreană. Potrivit lui Serebrian, atât timp cât războiul din Ucraina continuă, astfel de negocieri sunt imposibile. După cum a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, într-un interviu pentru Radio Chișinău, autoritățile moldovene optează pentru negocieri privind reglementarea transnistreană pe toate platformele posibile. Dar deocamdată, conducerea Republicii Moldova consideră că unica platformă reală este formatul 1+1, adică dialogul direct cu Tiraspolul. Reluarea negocierilor în formatul 5+2, spune Serebrean, este imposibilă în această etapă. Formatul 5+2, atâta timp cât războiul în Ucraina continuă, cât nu sunt restabilite relațiile dintre Kiev și Moscova. Deci condiția pentru reluare negocierilor în acest format este foarte clară, e o restabilire a păcii în Ucraina și restabilirea dialogului dintre Kiev și Moscova. Până nu e soluționată această problemă, nu putem vorbi despre redeschiderea lui formatului 5+2. Anterior, Oleg Serebrean nu a exclus că negocierile în formatul 5+2 ar putea fi reluate luna viitoare. De asemenea, în cadrul emisiunii de la Radio Chișinău, viceprim-ministrul pentru reintegrare a spus că autoritățile moldovene elaborează o strategie de reintegrare teritorială a Republicii Moldova, care urmează să fie făcută publică treptat, când vor putea începe negocierile într-un format care va permite discuțiile privind statutul politic al regiunii. Oficialul însă nu a oferit detalii despre acest document. Conținutul lui va fi făcut public în momentul în care, gradual, adică treptat, în momentul în care vom începe efectiv negocierile într-un format care va permite discuții despre, mă rog, statutul politic al regiunii. Pentru moment atât, pentru că este un document încă în lucru, deci prea multe nu putem spune la acest capitol. Poate că în vară vom avea o reuniune, eu știu, cu experți în care vom definitiva sau cel puțin vom pune punct pe o primă fază de lucru la această strategie. Anterior, așa zisele autorități din stânga Nistrului au declarat că problemele cu funcționalitatea formatului de negocieri 5+2 au apărut nu în 2022, când a început războiul din Ucraina, ci mult mai devreme. Procesul de negocieri în cadrul consultărilor permanente de probleme politice se află într-o stare de anabioză încă de la sfârșitul anului 2019 și pentru a ieși din impas este nevoie de voința politică a părții moldovenești, se arată în declarația așa numitului departament diplomatic din regiunea transnistreană. La rândul său, Chișinăul a spus că războiul din Ucraina a blocat complet formatul de negocieri 5+2, iar dialogul cu Malul Stâng se limitează la agenda tehnică. La rândul ei, președintele Maia Sandu, în aprilie anul trecut, susținea că formatul de negociere al reglementării transnistrene 5+2 ar putea fi revizuit din cauza conflictului dintre cei doi participanți la procesul de negocieri, Rusia și Ucraina. Tiraspolul se opune însă unui asemenea pas. Reamintim că la negocierile în formatul 5+2 participă reprezentanții părților aflate în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, mediatori din partea OSCE, Rusia și Ucraina, precum și observatori din partea Uniunii Europene și Statelor Unite.